Bună ziua, bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simeon. Iată-ne împreună pe final de campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. Am trăit, am supraviețuit, am mers mai departe, să o vedem și pe asta. După 6 decembrie vom avea un nou parlament, un nou guvern. Toate vor fi vechi, dar toate vor fi noi în același timp. Vorba aceea, toate sunt vechi și nouă toate. Avem ca invitat astăzi în studioul Capital TV un domn, este vorba despre domnul Emil Ârsteiu, coordonator pro-România, dar astăzi se află în calitatea de candidat din partea Partidului Pro-România pentru Camera Deputaților la alegerile din județul Hunedoara, ca să spun așa, că trebuie să specific și lucrul ăsta. Bună ziua, bun venit în Bună ziua. Capital TV. Mulțumesc de invitație, da, pe colegiul Hunedoara. Cu drag. Acum nu mai e cu colegiul 1, 2, 3, câte bordei atâtea licee s-au tot schimbat lucrurile, e pe județ. Da, este circunscripția județeană. Circunscripția electorală 22, parcă, da. E Hunedoara. Bun. Dumneavoastră veniți din... din postura de om din administrația publică locală, dar aveți state de plată și în politică. Ați fost primarul orașului Simeria, i-ați dat și un nume atunci cu care vă mândreați foarte tare, era Simeria, inima orașului Hunedoara, eu mă aduc aminte. Județului Hunedoara. Județului Hunedoara. Inima județului. Dar mai greșit odată așa la o emisiune, parcă, da, cred că da. Mă aduc aminte. Da. Vedeți? Zic inima orașului Hunedoara. Dar știți de ce spun chestia asta? Pentru că mie unul, iar să supără Oancea primarul de lei pe mine, dar nu-i nimic, îi trece. Mie unul mi-ar plăcea ca reședința de județ să fie la Hunedoara. Și nu la Deva. Din mai multe puncte de vedere. Unu, că e județul Hunedoara cu municipiul Hunedoara. Și doi, că din punctul meu de vedere, în municipiul Hunedoara lucrurile se mișcă mult mai bine decât în municipiul Deva. Dar asta e partea a doua. Să revenim la dumneavoastră. Așadar, nu sunteți străini de politică, sunteți pe poziția numărul 2 pe lista pentru deputația Pro-România. Dom'le, de ce să pun eu ștampila că eu votez în Hunedoara? Duminică pe dumneavoastră, de exemplu, pe cei de la Pro-România. Deci Pro-România este pe poziția 2 și la Camera Deputaților și la Senat, pe buletinul Asta de vot. Pe buletinul de vot. Și din punct de vedere al a ceea ce a spus cu statele de plată, așa se zice acum. Din, da, este doar o figură de stil. O expresie. O expresie că sunt, nu prea, n-am fost niciodată și nu cred că este nimeni pe statul de plată a unui partid. De obicei, partea de secretariat sau partea de logistică este statul de plată. În rest, cei care fac o să caut în Dex a avea state vechi de plată înseamnă a avea vechime într-un anumit loc. Asta am vrut să spun. Da, fac și politică și administrație de 20 de ani, mai multă administrație. Am făcut, când faci administrație nu faci foarte multă politică, dar ai, cum să zic, în general, ar trebui să fie luat în considerare cu puncte de vedere. Nu se prea întâmplă lucrul ăsta decât atunci când partidele au nevoie de oamenii din administrație pentru a aduce voturi, în rest, după aceea să se cam descurce, cam acolo, cam așa se pune problema. Sau să ne lase în pace. Din punct de vedere al politicienilor? Din punct de vedere al politicii, da. În general, primarii nu prea sunt luați în considerare politic în perioadele dintre alegeri. Sunt luați în considerare doar atunci când sau se prefac partidele că ia în considerare atunci când sunt alegeri. Ca să le dea încredere să vină cu susținere în așa fel încât să obțină voturi. Adică ei sunt boii care trag la jug. Cam așa ceva. O expresie. Deci boii care trag la jug. Da, cam așa ceva. Cam așa o expresie ceva. Mai puțin plastică. Păi, ce să zic? Acum, din punct de vedere al promisiunilor, să spunem așa, de campanie electorală și nu numai. După cum ați observat și dumneavoastră și cred că și cetățenii, dar și ceilalți din presă, noi nu venim cu
albume de promisiuni cu materiale de sute de pagini în care promitem verzi uscate. Vă spun sincer că după campania electorală, să nu vă uitați vorba, mă duc acasă și mai adorm și eu din când în când și visez numai șoseaua de nu știu unde, fabrica de nu știu unde, investitorul de numai din astea visez. Așa, am trebuit vreo săptămână ca să revin din toate promisiunile. Până reveniți la realitate. Da. Noi am venit destul de concret, la nivel național, cu 5 lucruri pe care trebuie să, considerăm noi că trebuie susținute de orice linie guvernamentală și 5 priorități pentru județul Nedoara care trebuie susținute la fel de orice entitate, ori administrativă, ori politică. Acestea sunt lucrurile pe care noi considerăm că sunt vitale pentru următoarea perioadă de evoluție. Nu numai în perioada de criză, acum suntem într-o perioadă de pandemie, stresați, sunt îmbolnăviri a prietenilor noștri, a cunoștințelor, mai sunt și care mor în perioada asta. Suntem într-o perioadă stresantă din punctul ăsta de vedere, dar în același timp trebuie să ne gândim și la ceea ce va urma. Ce va urma după martie-aprilie anul viitor. Parlamentul și guvernul care va rezulta în urma alegerilor din 6 decembrie va gestiona destinele țării pe următorii 4 ani. Hai să începem, pe următorii 3 ani jumate după ce se încheie perioada asta critică sanitară. Cred că este foarte important. Poate mai bine, eu nu știu ce am azi, dar stare glumeț. Sau mă rog, am impresia eu că sunt glumeț. Poate mai vine data viitoare vreo bacterie, nu vreun virus, Doamne ferește. Doamne ferește. Așa, peste 3 ani jumate și mai prelungim mandatele aleșilor locali. Parcă acum nici nu mai vine să glumesc cu lucruri care ne afectează major sau ar putea să ne... Ne-a mai rămas asta, să facem haz de necaz, că ne stă în sânge. Da, dar parcă nici nu-ți mai vine să mai faci astfel de glume, că ne uitam la televizor și vedeam filme cu virus care stăpânesc lumea și ziceam, asta e o chestie SF și iată că, practic, cam ceea ce mi se părea SF sau mi se părea SF și pe perioada lui Jules Verne, iată că încet încet se cam întâmplă. Azi mâine vine invazia zombie, domnule. Da. Da. Eu v-am spus că sunt glumeț. Opresc să particip la astfel de dialog, de glume, că nici nu mai vine să glumești. În perioada asta este chiar important să vorbim cât se poate de serios, mai ales că duminică vor fi alegeri și să sperăm că populația va merge la vot, indiferent de opțiunea pe care o are. Este importantă legitimitatea aleșilor în urma scrutinului de duminică. Una peste alta, și dacă sunt greșeli, să spunem, de asumare a cetățeanului că a votat pe X sau pe Y sau un partid sau altul, până la urmă să fie o asumare a acestui lucru, să nu se vine după aia cu băgat de vină, după nu știu cât timp, să spună, a, păi nu-i bine așa, păi bun, dacă n-ai fost la vot, trebuia să... nu mai poți să-ți dai cu părerea, pentru că atunci, în momentul votului, este cel mai important. Din păcate, sau din fericire, nici nu mai știu cum să spun, asta este societatea în care trăim acum, astea sunt regulile după care trăim, așa că democrația asta cum este, nu știu, bună, proastă cum este, implică alegeri din 4 în 4 ani sau din 5 în 5 ani, în funcție de ce fel de alegeri e vorba, și în urma acestora rezultă reprezentanți ai populației, a poporului, reprezentanți ai celor care au mers la vot. Bun, rezultă. Numai că, vedeți dumneavoastră, rezultă să zic, hai să vorbim despre partide, da? Rezultă un anumit procentaj de la PNL, un anumit procentaj de la PSD, unul de pe la USR, pro-România și care ori mai fi. Guvernul, ca să faci majoritate în Parlament și să faci un guvern, de regulă trebuie să ai 50%, 50 și ceva la sută, nu? Ca să ai 50% plus un vot. Plus un vot. În alte părți e nevoie și de 2-3 mii, în alte... Nu? Cred da, că mai e nevoie și de asta. Acum, nu de cele mai multe ori, ceea ce votează românii reprezintă
și guvernul care se constituie sau alianțele care se fac. Că știu, de exemplu, partide care se scuipă, se înjură și, pe urmă, se pupă. Da, acum am... Și electoratul lor numai asta nu-și dorea. Acum se merge pe principiul lasă că, uite, acum noi ne facem socotele după alegeri, ne facem socotele cum ne pică nouă mai bine. Păi facă ei socotele în funcție de ce vor românii, de ce le pică lor bine. Păi da, numai că vedeți, asta de foarte multe ori s-a întâmplat ca după alegeri să facă alianțe total diferite față de ce au vorbit în campanie electorale și pe principiu las că acum 2-3 ani nu e o problemă, oamenii mai uită, îi mai păcălim înainte de alegerile următoare, iar înjurăm, iar îi certăm pe ceilalți. Doar nu mă avea memoria așa de scurtă încât să uităm. Din păcate lucrurile așa se întâmplă, uitați-vă că se repetă cam același mod de lucru. După cum cred că știți și am văzut că sunteți un om care e implicat în viața publică și observă multe lucruri, nu cred că în limba română s-au inventat expresii, jigniri, acuze pe care să nu le fi folosit PNL-ul contra PSD-ului și PSD-ului contra PNL-ului. Iohannis iese ca și cucu și zice PSD, PSD, PSD-ul dă la joale PNL-ului, asta e refren. Da, și nu este departe perioada în care a fost campania electorală la locale, în care PNL-ul era dușmanul numărul 1 al PSD-ului și invers, PSD-ul dușmanul numărul 1 al PNL-ului. Și după cum știți, deja au început să facă alianțe locale, au început să bată pe umeri, să spună, hai că nu a fost chiar așa, am zis și eu ca să vadă alegătorii, sau mai folosesc și expresia aia, să vadă negrii, în sensul că cei care sclavi pe plantație, lasă să... Ce am zis atunci au fost de ochii lumii, dar acum noi ne înțelegem. PNL cu PSD deja sunt alianțe în diferite localități consistente. Păi, Hațec, Vulcan și așa mai Simeria, departe. Brad, Simeria, Brad, nu știu, sunt mai multe. Vața, sunt mai multe localități în care n-au avut nicio problemă de a face alianțe. Acolo unde nu au făcut majoritatea... Alianțe tacite și nerecunoscute. Că nu recunoaște nimeni lucrul ăsta, dar pe față se vede, e clar. Acum, dacă la nivelul ăsta se încearcă o păcălire sau se încearcă... Păi e păcăleală pe față, e prostală pe față. După cum se mișcă lucrurile, parcă văd că vor rămâne doar partidele mici în opoziție și PSD-ul cu PNL-ul au capacitatea de a se înțelege la guvernare. Eu așa... Ce renaște USL-ul acum? Sau USL trăiește? Păi, nu știu, așa se vede. Eu nu cred că ar fi... Eu mi-aduc aminte de povestea aia cu când era Crin Antonescu și spunea că Liviu Dragnea e prietenul lui și că nu o să-l trădeze niciodată, acum câțiva ani de zile. Da. Deci, s-ar putea să aveți dreptate, nu zic că nu. După ce se liniștesc lucrurile, mai ales că sunt 4 ani, 3 ani jumate până la următoarele alegeri locale, va fi destul de, zic eu, destul de simplu să facă alianța și să nu, chiar tacită, cu un guvern minoritar în care susținut de PSD și își rezolvă problemele între ei și cu asta basta. Noi rămânem pe lângă, ca și populație în general, iar ca și partide, pe noi practic ne interesează. Nu contează dacă suntem în opoziție. Practic ne interesează măcar 3 sau 4 din ceea ce solicităm noi să se facă. Noi vom susține orice guvern. Nu contează pe ce direcție. Doar să se implementeze acea măsură de venit minim de criză, de susținerea economiei prin firmele mici, prin IMM-uri. Asta e interesantă cu venitul minim de criză. Dar ar fi interesant și dacă se va pune în practică. Acum, Pro-România a declarat prin Victor Ponta că va face alianță cu toți cei care, sau cu oricine îi va susține aceste 5 măsuri, printre care se află și acest venit minim de criză. Dar eu cred că este esențial și nu ar trebui să mai punem în discuție dacă susținem sau nu această măsură. Că nu am văzut o măsură, păi, măcar din punctul de vedere, da, dar din punctul de vedere al altor partide.
Nu se văd variante alternative până la urmă. Deci nu există o soluție, să spunem, decât vom face bine, vom dezvolta, vom face bine să nu fie rău, dar nu vedem lucruri concrete. Victor Ponta a venit cu această măsură concretă de gestionare a populației care este afectată. E vorba de peste 5 milioane de cetățeni ai acestei țări care pe o perioadă de un an de zile sau cât va ține criza, un an jumate sau 6 luni sau 8 luni, cât suntem în dificultate, populația să fie liniștită sau cum să zic, oarecum să nu aibă grija zilei de mâine și în același timp să pot lua măsurile și cele macro, măsurile macro pe care le gândește orice guvern, mă gândesc eu sau ar trebui să le gândească și nu mai e necesar să dea 1000 de explicații, să-și piardă mult timp cu a liniști populația, să spune că se ia o măsură nu știu de care economică. Dacă populația este liniștită, știe că noi, cum merge țara? Merge, dar eu în perioada asta când merge rău, eu am căs persoană singură 2000 de lei sau eu cu soția avem minim 3500 de lei sau mai avem un copil minim 4500 de lei. Lasă pe guvernați că știe ce au de făcut. Asta ar fi o măsură benefică și eu nu cred că ar fi interpretată că e o măsură a pro-România, neapărat. Ce este o măsură pe care trebuie să o implementăm cu adevărat. Nu o facem numai noi, o fac și țările din vestul Europei. Asigură o minimă bunăstare. Dreptul e că la nivel mai înalt, dar până la urmă fiecare cu ce își permite. Noi am considerat că se poate suporta de bugetul acestei țări această măsură pe o perioadă de un an de zile, care implică o cheltuială, am înțeles, în jur de 25 de miliarde, dar care asigură liniștea populației, că este important și atunci când oricând ești într-o perioadă dificilă, dacă ai un minim de confort, în felul, atunci nici nu ți se pare că lucrurile sunt foarte grave. Din punct de vedere al întreprinderilor mici și mijlocii. Ar fi bine dacă noi am avea 50-100 de întreprinderi mari care să acopere economia țării, în fiecare județ câte o firmă mare care să dezvolte capacități de producție sau să fie susținută. Din păcate nu le avem. Până la urmă, economia noastră e susținută așa, târâși, grăpiși de IMM-uri, cu firme cu 2, 3, 5, 80-100 de angajați. Nu e susținută de marile companii cum sunt în alte țări. Și atunci noi trebuie să ne îndreptăm atenția asupra lor, să reducă TVA-ul, să fie scutiri de impozite, să fie amânări de rate, dar nu din alea costisitoare în care trebuie să plătească suplimentar. Deci, până la urmă, ne permite această perioadă de care ar trebui să profităm, chiar dacă e o perioadă dificilă, dar ar trebui să profităm să facem tot ceea ce ne gândim că este bine fără restricții de la Uniunea Europeană. Că după aceea, după ce ne vom liniști economic, iar o să fie acele restricții din punct de vedere al alocărilor bugetare, din punct de vedere al deficitului bugetar, din punct de vedere al investițiilor pe mediu, pe eu știu eu ce alte investiții. Dar deocamdată ne lasă în pace, fiecare se descurcă până la urmă cum poate și noi trebuie să fim deștepți să ne descurcăm și noi cât mai bine. În așa fel încât finalul de perioadă dificilă să ne fie favorabil. Stai, vă ascultam, îmi place cum sună ideea. Sunt multe idei care sună bune. Bine. Și mă gândeam la noastră în timp ce erați primar la Simeria și nu știu de ce mi-a venit în cap ceea ce s-a întâmplat zilele trecute la Simeria, ședința aia de Consiliu Local transmisă online. Mie mi s-a părut o circotecă. Noastră, cum ați văzut-o, sincer? Nu mai aveți acum, sunteți consilier local la Simeria, da? Cum o vedeți? Cum ați văzut-o? Eu așa am simțit o circotecă. Acum, ar fi posibil să fie interpretat un gram de subiectivism și nici nu aș vrea să insist foarte mult pe acest subiect, doar că
Acum, dacă nu, întrebat, eu nu sunt obișnuit. Eu nu sunt obișnuit cu ceartă, nu sunt obișnuit cu pumnul în gură, nu sunt, chiar și ca președinte de ședință am lăsat să se exprime oamenii cât au vrut și cum au putut. Da, și așa. În general, ședințele... Ce înseamnă asta? Până la urmă, asta înseamnă un nivel destul de jos, să mă scuzați că spun asta. O spun eu din punctul meu de vedere al cetățeanului care nu are nicio treabă cu Consiliul Local, Timăria și așa mai departe, dar mi s-a părut un nivel destul de scăzut, inclusiv la nivel de conducere a primării. Acum... Niște acuze pe acolo, niște chestii... Până la urmă, viața asta nu e numai un spectacol. În anumite momente de distracție, de divertisment, este bine și, să fie și spectacol. Păi da, dar ce a ajuns și a intrat de Consiliul Spectacolului? Da, așa a fost. Așa a fost. Da, chiar bun, a fost spectacolul de Crăciun oferit de Primăria Simeria. A fost pregătit. Invitația la ședința de Consiliu a fost pe scena sălii de conferința Parcului de Afaceri. Deci cu filmare. A fost pe scenă acolo. De ce nu pe scenă, domnule? De ce nu în parc? Care era? De ce trebuia să fie pe scenă? Era frig și afară și înăuntru. Am cam înghețat. Chiar am rămas cu un pic de o urmă de răceală și eu și o parte din colegii mei în urma acestei ședințe. A fost destul de rece, mă rog, mai trăgea și curentul, mai erau ușile deschise, mă rog. A fost o, hai să zicem, eu sper că nu vor continua ședințele de Consiliu așa. Bun, ne dăm în spectacol o perioadă, ne prefacem că știm că facem multe, dar până la urmă începe perioada de conturi. Eu mă aștept ca în primăvară să se lucreze la giratoriu de la intrare în oraș. Eu mă aștept să apare acele finanțări europene care șalele sunt prinse într-o cărticică pentru Simeria, vor fi multe finanțări de toate felurile europene. Eu mă aștept să se întâmple lucrurile astea. Ei, dacă nu se întâmplă, atunci o să începem și noi să spunem, dar deocamdată ne lăsăm... Deocamdată rămâne la stadiul de circ, domnul Steiu. Că dacă începem cu circ, continuăm cu circ. Dacă ăsta e preludiu, nu vreau să știu ce urmează. Acum, dar, mă rog, nu face parte din tematica acestei emisiuni de promovare electorală. Cred că ar trebui să... După diferite experiențe de alegeri din 90 încoace, ar trebui să fim mai atenți cu spectacolul și mai spectacolul să-l punem la faza de divertisment și ceea ce ține de viața noastră, de zi cu zi și nu numai, să fim mai atenți cu oamenii. Acum, s-a profitat de în această perioadă. Românilor era povestea asta cu pâine și circ. Acum a mai rămas doar circul, că pâinea e destul de greu. E destul de scumpă, da. Vedeți, dumneavoastră, perioada asta nu a dat posibilitatea de campanie electorală de la om la om, așa cum se făcea înainte. Și când ești în spatele unui ecran, când te desparte sticla de cetățean, ai posibilitatea să păcălești. În momentul în care ajungi să vorbești față în față cu oamenii, lucrurile nu mai sunt chiar așa. Chiar dacă îi spui minciuni, omul te simte. Chiar dacă încerci să-l vrăjești, omul te simte. Asta a fost o perioadă, să zicem așa, în multe părți s-a întâmplat fenomenul ăsta, că și a luat amploare la marile orașe. Eu nu cred că acei candidați care au surpriză, care au ieșit prin Timișoara, Alba, Brașov, Bacău, chiar București. Câmpul Lung, da. Dacă interacționau cu populația, în anii, cum s-au interacționat în anii 2016, 2012, 2008, dacă interacționau cu populația și lumea îi vedea față în față, eu nu cred că mai beneficiau de acea suport electoral. Eu nu zic că nu câștigau, dar nu mai aveau un așa suport electoral. Pentru că
atunci când ești, din fericire, eu nu folosesc treaba asta, la dumneavoastră în televiziune nu se practică lucrul ăsta, dar sunt locuri de televiziune sau de Facebook în care se regizează, se facă înregistrări de emisiuni și dacă nu iasă bine, o luăm de la început și spunem ceea ce trebuie. Da, da, de aia am și permis să spun lucrurile astea. Pe Facebook îți pregătești imaginea, îți pregătești răspunsurile, te prefaci că nu ai fost în fața telefonului ca să răspunzi instant, ca să ai timp să gândești un răspuns favorabil, dar urmează perioada de contului. O să vedem ce se va întâmpla din punct de vedere administrativ din partea celor care au beneficiat de o susținere populară, dar sunt și așteptări majore. Vom vedea până la urmă, vom trage linie. Noi, cum să zic, unii dintre noi mai avem și răbdare, așteptăm, dăm, cum să zic, dăm crezare la ceea ce se spune, doar sau exprimăm, cum să zic, nu venim cu contre încă de la început. Să vedem că se întâmplă lucruri. Să vedem cum se va dezvolta Timișoara cu adevărat. Eu nu vreau să jignesc pe nimeni, că nu stă în caracter. Dar vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, multe localități pe care eu le cunosc și pe care le cunoașteți și dumneavoastră, din punctul meu de vedere, există primari care sunt, nu știu dacă nelegitim este cel mai potrivit termen, dar foarte slab aleși în funcție ca și număr de voturi. Să fii primar al unui oraș cu 1000 și ceva de voturi... Mie mi-a fost greu în 2012... N-am terminat. Să fii primar al unui municipiu cu 7000 de voturi, da? Sunt comune care au 7.000 de, nu 7.000, 4.000, 5.000 de locuitori și tu ești primar de municipiu cu 7.000 de voturi sau primar de oraș cu 1.000 de voturi cât e la o comună. Mie mi-a fost greu în 2012 când am avut, cred că în jur de 2.700 de voturi. Bun, și au fost împărțite, adică... Da, mi-a fost greu și atunci, ulterior, până la urmă populația, eu simțeam că nu mă vedea cu ochiul bun la început. 2700 la 1000 e diferență. Deci cam dublu față de cum au fost acum. Da? Da. Deci acum e diferență. N-ai cum. Mi se pare că nu prea reprezinți tu voința oamenilor de acolo, dar mă rog, voința lor poate că a fost să nu iasă la vot în momentul ăla sau cine știe ce să fi întâmplat. Adevărul e că ca să o legăm de misiunea de promovare electorală, cum își așterne omul, așa doarme. Și asta e valabil și la alegerile parlamentare. Pentru că în funcție de ceea ce votează, aia vor avea 4 ani. Este important dacă populația va vota pe, nu neapărat în colonați, sau pe linie politică de partide. Partidele sunt formate din oameni. Oamenii care sunt ca vârfuri la alegeri, ei îi vor reprezenta pe ei vor fi reprezentanții acelor partide. Dacă la aceste alegeri se vor vota mare parte oamenii de pe listele partidelor, eu vă spun că va fi o revoluție a modului de a alege. Dacă se este vor greu... vota oamenii. Da, da. Deci dacă se vor analiza cine-s la PSD, 1, 2, 3, la PNL, 1, 2, 3, la ProRomânia, 1, 2, 3, la USR, se vor uita cine sunt, ceea ce au făcut, cu siguranță vor fi voturile total diferite față de cum sunt prevăzute sau cum își fac calculele fiecare partid în parte. Vor fi total diferite. Atunci de ce nu se introduce votul uninominal? Că ar fi mult mai... Nu crezi? Votul uninominal... E greu de făcut la parlamentară, nu? Păi știți cum e? Câte casetuțe ar trebui să fie acolo? Votul uninominal dă oarecare independență oamenilor din partide și atunci partidelor nu le convine lucrul ăsta. În momentul în care ești votat ca nume, nu mai accepți. Chiar și o persoană care nu are nu știu câtă personalitate.
nu mai acceptă să fie dirijat de partid. Și atunci nu mai e valabil în Parlament gestul cu votați așa sau așa, știi? Nu o să mai fie valabil. Adică e lipsa de control asupra propriilor oameni. Da, nu-i totdeauna, cum să zic, foarte rău. Că pe uninominal mai sunt și persoane care datorită unei conjuncturi sau unei greșeli al calculului electoral, a calculului după voturi, ajung persoane care au nevoie să fie dirijați. Da, da, sunt parlamentari. Da, ridicat din sprânceană. Da, sunt parlamentari care au nevoie să li se spună ce să facă. Sunt retari? Care e problema? Că nu înțeleg. Da. Au o problemă de... Eu personal, sunt ceea ce las în urmă. Așa. Cam toți ar trebui să uite în spate, să vadă ce au în spatele lor, în urma lor, și să aibă discernământul, ca să adică zic altfel. Îmi spuneți acum un lucru foarte interesant. Mă rog, eu bănuiam lucrul ăsta, dar le spuneți oamenilor un lucru foarte interesant. Că mulți dintre parlamentari au nevoie să fie dirijați. Da. Adică sunt niște păpușele? Nu neapărat păpușele, dar sunt oameni fără experiențe sau nu au nimic în spatele lor. Păi și atunci de ce dracu să-l trimit acolo, Doamne iartă-mă? Păi în felul ăsta s-ar justifica reducerea numărului de parlamentari. Că una peste alta, dacă la nivel de Camera Deputaților hotărăsc din cei 300 și hotărăsc 80-100 și restul sunt voturile pe linie de partid. Voturile pe linie de partid. Nu vreau să folosesc expresii. O care... folosesc eu, umplutură. Dacă din cei 100 și ceva de senatori hotărăsc numai 30-40, atunci ceilalți sunt, cum să zic, voturile care stau în spatele unui senator de la un partid și voturile care stau în spatele alt senator de la partid. Și atunci se folosește semnul sus, jos, votează, nu votează. Asta, în felul ăsta, deci mergând așa, se justifică într-adevăr coborârea numărului de parlamentari. Dacă măcar 80% din parlamentari ar fi oameni cu experiență, din diferite domenii, puși pe comisii, participanți la comisii, chiar și pe două comisii, sau pe trei, sau pe patru comisii, în funcție de că sunt oameni care au destule cunoștințe în mai multe direcții. Dacă ar fi oameni cu experiențe, este bine să se dezbată, să zicem, un subiect pe linie de învățământ într-o comisie formată din 40-50 de oameni cu experiențe în zona asta. Dar nu să fie din cei 40-50 să fie doar 4 sau 5 care au ceva de spus și restul se uită în stânga-dreapta, oare e bine sau nu. O dezbatere largă cu cât mai mulți oameni, de obicei, în cele mai multe cazuri, este benefică. Dar trebuie să fie dezbătute lucrurile sau subiectele să fie dezbătute cu oameni care au ceva în spatele lor sau care au demonstrat ceva. Nu putem numai să ne eclizim la televizor să spunem, băi, ce tare sunt eu, hai să facem o întâlnire ca să ne dăm că ne-am întâlnit în județ cu alegătorii, dar de fapt nu spunem nimic. Sau nu rezolvăm nimic, sau mai rău, nu luăm în considerare nimic din ceea ce zic oamenii simpli. Păi nu, ne prefacem, doar că ne pasă și pe urmă uităm. Dând vina pe celelalte partide că din cauza lor nu s-a putut face. Da, să folosesc tot felul de tertipuri în sensul ăsta. Uite, vă rog. Un subiect pe care nu l-am auzit, noi am discutat de cele, da, de lucrurile, de subiectul certej la județul Hunedoara, că mi-am dorit, mi-am asumat, indiferent cine, cum mă contrează, ne-am asumat să deschidem, să susținem deschiderea exploatării miniere de la Certej. Dar n-am auzit nici din zona celor care au desfășurat activitate și sunt pe funcții, desfășurat activitate ca și conducători auto pe tir. N-am auzit spunându-se nimic de ei. Așa.
Dumneavoastră realizați că este o categorie de oameni care își asumă în fiecare zi riscuri și nu ia nimeni în considerare... Șoferii de tir. Da. Așa. Nu m-am gândit niciodată. Dar mor milioane de oameni pe șosele din... fără să poate, sau chiar mai mulți decât sunt în o situație din asta pandemică. Și cu toate astea, e o categorie care nu-i luată în considerare. Eu n-am auzit și îmi pare rău că sunt oameni care au practicat meseria asta și nu spun o vorbă despre oamenilor. Sau au... Și ce ar trebui făcut? Un minim măcar. Așa cum s-au luat muncitorii în construcții, salariul minim în construcții să fie de 3.000 de lei, salariul minim la șoferii de tir care ne asigură transportul, ne asigură mărfurile în toate direcțiile, un minim și la ei să fie la categoria de minim 3.000 de lei. Da, eu cred că ei au salarii bune, au salarii bune cei de pe tiruri, cel puțin cei care fac curse externe și din asta. Domnul Adrian. Nu știu, întreb. Domnul Adrian, vă rog. Nu salarii bazate pe diurnă. Nu știu cum e. Deci de salari, omul ăla lucrează 15-20 de ani pe tir, ajunge la pensie și beneficiază de o pensie pe contributivitate, ca la ESEA, pe contributivitate, la salariul minim pe economie. Serios? Mare parte sunt așa și zeci de mii, sute de mii de oameni, cred că la nivel de peste 100 de mii de șoferi de tir în țara asta. Și atunci de ce e nebunia asta? De ce mulți își doresc să fie șoferi de tir? Nu, să știți că nu își doresc chiar așa de mult, dar n-au ce să facă. Oamenii aia se chinuie. Eu îmi place să conduc. Da. Dar după două, trei zile de condus, parcă mi-ar conveni să conduc altcineva în locul meu. Și cred că și la dumneavoastră. Da, la fel. Așa e. De multe ori, la sfârșitul zilei, nici nu mai am chef. Asta este, să spunem așa, nu este de domeniul meu. Eu am dat ca exemplu că nu se iau în considerare categorii de oameni care vor veni ulterior, în spatele statului, să spunem, șoferii dintre 30 și 40 de ani acum. Ăștia sunt cei mai, cei mai activi. Au și o familie, trebuie să o întreține, merg cu ore suplimentare, merg pe temiri unde prin toată lumea asta. Dar peste 15-20 de ani, acei 10, 20, 50 de mii de șoferi care spui salariul minim pe economie, dar ei iau niște bănuți acum suplimentari, că beneficiază de diurnă, de tot felul, da? Bonuri și așa mai departe, dar nu se contabilizează la pensie. Dar peste 20 de ani, aceștia vor fi oameni care vor trăi subvenționați la pensie. Pentru că vor ieși cu o pensie de 8-900 de lei. Vedeți? Sunt subiecte care trebuie luate în considerare pe toate domeniile de oameni. Eu deschid acest subiect și provoc pe cei care pot să facă calculele cel mai bine sau știu subiectul cel mai bine. Dar să-l ia în considerare. Da. Noi discutăm acum la televizor de pensiile speciale. Asta vreau să zic. Dacă tot veni vorba de pensiile șoferilor de tir și nu numai ale lor, dar astea cu pensiile speciale, cum e cu ele? Păi, te umflă râsul. Când vezi la televizor că vin și se pun la, demisia, cea mai înaltă scară de acolo din Parlament. Eu îmi dau demisia cu o săptămână înainte, cu trei zile înainte, ca să nu beneficiez de pensie specială. Dar ești curios câte din demisiile alea n-au fost retrase. Domnul Adrian, pensia specială, nu mai zice nimeni. Pensia specială nu o dă nimeni cu forța. Nu este în mod automat calculată și ți intră în cont. Pensia specială trebuie să faci o cerere pentru a beneficia de ea, să faci o documentație. Ce duci niște adeverințe, niște chestii, niște... Nu? Da. Păi nu trebuie să-ți dai demisia, nu trebuie să-ți depui cererea. Deci nu trebuie să-ți dai demisia să nu-ți depui cererea. Poți să nu-ți depui cererea. Și noi mă revoltă când vin, am patru mandate de parlamentar și eu îmi dau demisia
Nu, eu nu vreau pensie specială. Eu îmi dau demisia cu o lună de zile înainte. Cu... Asta e vrăjeală, domnule, la 4 mandate ți se calculează. Alea trei dinainte. 3 mandate plus numărul de zile nu, pe care le-ai avut. Numai până la 3 mandate am înțeles că m-ai luat în considerare. Bun, ai avut 2 mandate, ți calculează 2 mandate plus numărul de zile care le-ai avut până în momentul demisiei. Da, ăla cu 4 mandate nici măcar nu mai e cazul să ia în considerare. Să-și dea demisia. Păi nu, dar aș da demisia la televizor și vine și facem revoluție. Păi ce revoluție? E asta când numai la televizor ca să prostim lumea? Păi în felul ăsta... Dar dacă tot își dă demisia să nici mai candideze, cum adică? A zis o vorbă mare. Păi ia să-și dea demisia. Păi și dacă îți dai demisia, pentru ce te-ai? Pentru că te-ai zis, nu mai candida, băi, dacă nu ți-ai dat păi demisia. Păi nu, retrage-te de pe lista de candidați. Dacă, într-adevăr, vii și spui că ești omul dreptății. Pensia... Să ia în considerare un drept câștigat, nu mai poți să îl pierzi. De acord. Noi, Pro-România, de când s-a format acest partid, a susținut ideea de impozitare progresivă. Care îi constituțională, care până la urmă dă un oarecare echilibru societății, care poate fi impozitarea, procentele din impozitarea progresivă pot să fie modificate pe plus sau pe minus, în funcție de evoluția economică a țării, fără atâta tantam și atâta... Noi tot îi punem pe oamenii ăia săraci care sunt la... cum le spune? La pensii, la oficiile județene. Tot calculează săracii, le calculează de nu mai pot. Da, crești cu 40%. Dacă e lege, nu-i tocmeală, asta este. Și dacă e o greșeală, trebuie făcută, da? Crești pensiile cu 40%, dar la cei cu pensii mari, 40% înseamnă o sumă enormă. Dar intri cu impozitarea progresivă și aia... care are 1000 de lei înseamnă 1400 în plus. Și ăla care are 10.000? Ăla care are, nu 10.000, 5.000 înseamnă deja 7.000 de lei. 2.000 în plus. Exact. Da, la... Față de 400 de lei cât are cel cu 1000, unde de fapt ar trebui să umbli la cel cu 1000, la mai mult și mai puțin la celălalt. Da, ca să faci calculul simplu, să zici, creștem cu 40%, da, 40% și facem plafoanele alea de impozitare progresivă. Că până la urmă, nici ăla cu pensie de 10.000 de lei nu mănâncă cu două guri. N-are familie cu 5 copii. Eu înțeleg cum au ajuns ăștia să aibă pensie de 10.000. Acum nu știu dacă vorbim de pensia specială sau pensia de drept, cum se zice. Că pe principiul contributivității să ai pensie de 10.000 de lei mi se pare cam mult. Cu principiul contributivității s-au asimilat cu contributivitatea. Păi am întrebat un lucru. Contează foarte mult acum la formula de calcul veniturile din ultimele 6 luni înainte de a ieși la pensie, nu? Și se mai aplică o formulă de cap. Mă rog, e o adevărată poveste aici, e matematică. Da. Asimilat cu contributivitatea. Exact. Dacă e asimilat cu contributivitatea, de ce acei amărâți de ceapiști nu li s-au asimilat contributivitatea lor la economia națională cât au lucrat în CEAP? Dumneavoastră știți câte stațiuni s-au făcut în țara asta pe fondurile și din finanțarea CEAP-urilor? Și în județul Hunedoara avem la Gioagiu. Dar mă gândesc că s-au făcut ceva, că toți erau membri în Cooperativa Agricolă de Producție. Da, dar din munca lor se făceau lucruri. Alea nu s-au luat în calcul. Păi, ori au adus un beneficiu societății, păi, măcar 50 de lei în plus la pensia aia, care e calculată de CEAP foarte mică. Da, păi erau la un moment dat vorba... Da, păi, erau la un moment dat, nu știu, pensii de CEAP de 30 ceva de lei. Dar munca lor, pe lângă cum era luată în considerare pe vremea respectivă, se ducea și în realizarea unor obiective care eu nu știu să fi fost transferate în fondul de beneficii de pensii. Munca lor, din munca lor, a ceapiștilor, ăla care stătea cu sapa suplimentar pe lângă tractorul care erbicida, din munca lor, din beneficiile muncilor, s-au construit lucruri importante de care beneficiază... Da, nici nu știu, mai sunt acum pensii, mai sunt ceva pensionari din ăștia, că am trecut vremea
Da, până s-au la urmă... S-au mai stins oamenii. Da, da, până la urmă, cred că, mai ales că sunt puțini, ar trebui cineva să gândească și în sensul ăsta, bă, hai să compensăm pe oamenile au, le-a ieșit pensia de CAP, cu aia la altă le-a ieșit 890 de lei. Hai să mai punem 11 lei. Ești bani de medicamente rău. 110 lei să pune, să aibă 1000 de lei în plus și pentru oamenii ar însemna ceva pentru viața lor. Bă, micul ăla. Sau la ei, la pensiile foarte mici, nu cu 40%, să crește cu 60% și la aia, la alți care mai mari, să crește cu 30%. Să facă un echilibru al societății. Oricât de capitaliști am fi, dacă nu dăm o minim echilibru societății, nu putem să luăm măsurile, mai ales într-o țară ca și România, unde ne luăm imediat după impulsul de moment. În România are nevoie ca marea masă a populației să fie liniștită și poți lua măsurile care vrei. Chiar și alea grele și greu înțelese de populație. Pe scurt, în două minute, deschiderea școlilor, deschiderea piețelor, ce ziceți de domnul președinte care iese și anunță că se redeschid piețele? Deci domnul președinte redeschide piețele. De așa când e în atribuțiunea președintelui țării să deschide sau să închidă piața? Acum, sau ce, Iohannis e președintele actual acum face guvernului, că nu înțeleg. Face invers de ce făcea Băsescu. Băsescu s-a asumat atunci cu tăierile de pensii și așa, și-a asumat el ca să cumva, că zice că el și așa suportă mult și da, să nu fie taxat guvernul. Acum Iohannis face invers. Vine el cu măsurile, se pare că vai de păi mine. Da, dar nu intră în atribuțiunile lui, adică hai să fim serioși, nu? Da, și asta e o vrăjeală de televizor. Nu suntem toți chiar proști. Da, chiar așa. Dar nu-l văd preocupat că deci nu în momentul în care ieși cu o declarație de asta, băi, pe mine, domn președinte, domnul PSD, bă, pe mine mă jignești, mă, și când mă jignești e de rău, pe bună. Ar trebui să că eu cred că e o chestiune de siguranță națională. Ar trebui să ia în considerare redeschiderea școlilor și ce se va face cu recuperarea a ceea ce s-a pierdut în acest an. De școală făcută pe un sfert sau pe jumătate. Pe jumătate încă ar fi bine. Școala asta online, oricât de buni sunt profesorii și elevii conștiincioși, nu au dat valoarea școlii nici, cred că nici 30%. Valoarea școlii cu adevărat. Ar trebui să-l auzim pe președinte, că va fi președintele României până în 2024, să-l auzim preocupare. Am glumit. Să auzim... Nu cred că ne trebuie să ne mai gândim la referendum. Trebuie să ne gândim la lucruri care țin cu adevărat de viața noastră pe termen lung. Să-l auzim că îi ia pe toți, mai ales că are structura profesională de profesor, da? Am zis, păi, deștepților din învățământ, hai să văd cum faceți programa școlară din mai până în iunie, până în iulie, în așa fel încât să recuperați lucrurile esențiale, să le luați în considerare în așa fel încât copiii aia, când o termina clasa 10, 11, 12, să aibă minimul necesar ca și absolvent de o clasă. Că eu nu cred că știe nici el. Atâta vreme cât a fost în stare să declare că și-a luat din meditații nu știu câte case, de ce ar ști? Da, dar nu asta așteptăm de la... l-am ales ca și președinte. Sau cine l-a ales? Asta e. Bun. Ce mai facem acum? Bun. În situația în care nu-și face treaba, trebuie ignorat, guvern stabil, care să nu se uite în gura. Mă scuzați, vreau să închei cu o glumă. N-am cum să-l ignor pe președinte când el îmi apare cu pălăria ca Zorro. A fost o lovitură de imagine. Eu nu știam exact dacă el sau nu, cel puțin în ultima vreme. Bun, pe final de emisiune, pe final de campanie electorală pentru Pro-România, pentru că, din câte știu eu, nu mai sunt alte emisiuni, cel da, puțin nu cu mine, ce le transmiteți celor care s-au uitat la noi și care merg la vot în 6 decembrie? La cameră, vă rog. Nu prea obișnuiesc să fac, să transmit mesaje din astea de final de emisiune sau de campanie electorală, doar spun un lucru care îl simt cu adevărat. Eu sunt ceea ce am lăsat în urmă. Am spus-o și în emisiune, o spun și la final de campanie și voi fi ceea ce am lăsat în urma mea.
cu bune, cu rele, așa vreau să fiu luat în considerare. În rest, îs povești, figuri de stil sau clișee de imagine. Să meargă cât mai multă lume la vot, nu neapărat spre pro-România, ci să meargă să-și asume votul de duminică. Interesant. Nu neapărat spre pro-România, dar mergeți și asumați-vă votul. Îmi place ideea asta. Domnule Șteiu, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă doresc sincer succes. Mulțumesc și eu. Pro-România, poziția 2 pe buletinele de vot în județul Hunedoara. Stimați respectatori, Emil Răstăiu, candidat pentru Camera Deputaților din partea formațiunii politice amintite. Sunt Adrian Simeonu. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu noi. Numai bine.